Și evident, cu cei doi viceprimari este că trebuie să vă prezentăm niște date care să fie foarte corect spuse, care sunt asumate de tot ce înseamnă partea de executiv. Deși poate că logic ar fi trebuit să mergem într-o zonă politică, pentru că evident discuția și conferința de presă a avut o tensă politică, unii prefăcându-se că în calitatea lor de consilier local, viceprimar și având majoritate și în mandatul trecut și în mandatul 2012-2016, habar n-au despre ce este vorba. Cam preambul nu mă miră, pentru că dacă în acest consiliu local probleme complicate, dar corecte ca rezolvare, spun eu, pentru Ploiești, pentru municipalitate, sunt rezolvate, și aici mă refer la sanabilitate, cu niște propuneri foarte clare. Sunt niște lucruri pe care anumiți domn consilieri care ulterior au ajuns și viceprimar, sau anumiți domn consilieri care au rămas domn consilier și doamne consilier și aveau majoritatea în consiliul local, s-au prefăcut că nu înțeleg niște lucruri. Simplu și sec, ca să înțelegeți mecanismul, aparatul de la radioterapie care putea să fie adus este singurul care ține de fondurile Băncii Mondiale. Da? Lucrul ăsta era într-o dependență clară de momentul în care se termina construcția, în speță, buncărul de radioterapie. Încă de la început se știa lucrul ăsta. Și atunci, pentru un istoric corect, undeva în 2017, ne arătăm disponibilitatea ca municipalitate să intrăm în această zonă. Undeva în 12 decembrie 2017 suntem acceptați în această zonă, pe care de consecință în anul 2018, municipiul Ploiești a achiziționat serviciul de realizare a studiului de fezabilitate. Acest studiu se termină undeva pe 18.02.2019, un an aproape, în care se aprobă printr-o hotărâre de Consiliu Local indicatorii tehnico-economici cu o valoare estimată de 14.730.000 de lei. Plin de grijă pentru lucrul ăsta, cei care în momentul ăsta lansează acuze, 3 luni mai târziu votează bugetul și pun 6.500 de lei. Și sunt documente pe care vi le putem pune la dispoziție. Hotărârea de Consiliu Local prin care s-a votat buget, s-a adoptat bugetul anului 2019, prin HCD 145 din 7.05.2019, buget de investiție alocat pentru laboratorul de radioterapie cu energii înalte, proiectare plus execuție, 6.500 de lei. Asta pentru că era un proiect foarte important și pentru că toată lumea încă de la început știa că cu cât facem mai repede buncărul, cu atât putem beneficia mai repede sau să ne încadrăm într-un timp pe care probabil cineva l-a comunicat la momentul respectiv, de a beneficia de finanțare pentru aparat. Relativ apropiat, 5 luni mai târziu, pe 20 august 2019, cu un termen de prestare de serviciu de 12 luni, se încheie un contract. Contractul este cu o valoare de 10.457.000. Deci încolo începe o chestiune pe care nu reușesc să o înțeleg, nici măcar nu înțeleg de ce unii au invocat-o, pentru că, de fapt, pe lângă finanțarea extraordinară din anul 2019 de 6.500 de lei, în anul 2020, pe exim am avut 1 milion prevăzuți, din bugetul local 900.000 și la un moment dat a fost o discuție întreagă pentru că acest contract trebuia încheiat cu finanțarea totală. Și atunci s-a mers pe niște hotărâri de Consiliu Județean, sau mă rog, pe o asociere, la mapa de presă veți avea lucrurile astea, prin care Consiliul Județean să pună 4 milioane de lei ca suport pentru a se încheia contractul, a demara construcția, a executa construcția, ca pe cale de consecință, cu cât se poate mai repede, să
beneficiem și de aparat. Hotărârea de Consiliul Județean la Veți, dintr-un motiv pe care nu pot să-l explic, dar din nou plin de grijă, domnul consilier Ganea, la momentul respectiv viceprimar, trimite o adresă către Consiliul Județean și ne spune că nu avem nevoie de banii ăștia în 2020 și roagă pe domnul Toader ca această sumă să fie cumva transferată în 2019, nu avem nevoie în 2019 de ei și roagă să-l transfere în 2020. Avem aici adresa. Repet, toate aceste documente vor face parte din mapa de presă. Prin prezent, solicităm ca suma de 4 milioane de lei alocată, este alocată pentru hotărâre de Consiliul Județean anterioară, din bugetul propriu al județului, obiectiv construire laborator radioterapie cu energie înalte la Spitalul Municipal Ploiești, pentru anul 2019, să fie alocată în anul viitor, datorită perioadei scurte de timp rămas, septembrie. Da? 23 septembrie, înregistrată mai târziu la CJ. Adică, în loc să mergem și să ne grăbim cu tot ce înseamnă partea de construcție, știm foarte clar că cu cât rezolvăm mai repede, cu cât încheiem mai repede buncărul ca și construcție, putem beneficia de aparat, am decis că totuși niște bani nu trebuie să fie folosiți și atunci, printr-o solicitare, cred că nu există un HCL în spate, mai mult ca sigur nu, domnul Ganea a decis, domnul Ganea PSD, domnul Ganea șeful majorității PSD din mandatul trecut, a decis ca suma respectivă să nu fie folosită în anul 2019, în contextul în care noi aveam un suport financiar, cred că înțelegeți zâmbetul amar, de 6.500 de lei puși în bugetul propriu. Din grijă pentru acest obiectiv de care aveam nevoie cu toți și avem nevoie cu toți. Bun, în anul 2020, Primăria Municipiului Ploiești, știind că are un contract încheiat pe 10.400.000 de lei, alocă 1 milion de lei din bugetul propriu, 900.000 de lei din Exim, și pentru că tot ne promisese Consiliul Județean PSD că ne va da 4 milioane de lei pe care nu ne-au dat, ne-a alocat în anul 2020 1 milion de lei, pe care de consecință în momentul în care am preluat primăria 1, 2, 3, pentru construcția unui buncăr obligatoriu pentru a putea adăposti și primi aparatul, erau alocați 3 milioane de lei, aproape 3 milioane de lei. Acestea sunt realitățile financiare în contextul în care noi cu toți știm că orice fel de investiție trebuie acoperită financiar și susținută. Nu aș vrea să fac niște discuții neapărat, le aveți ca termen de comparație. Faptul că în momentul în care am intrat în mandat și am început să decidem ceea ce se întâmplă în Primăria Municipiului Ploiești și în asentimentul sau în concordanță cu hotărârile de Consiliul Local, am găsit datorii de 21 de milioane la gigacalorii, datorii de 4 milioane de lei, 3 milioane 700 la autobuzele cumpărate cu care dansau toți la nivel public. Și pare, în viziunea unora, eu spun total ipocrită, foarte aplecați pe acest obiectiv, că de fapt problema este că în 6 luni de zile, în contextul în care evident sunt niște restricții la nivelul construcțiilor, deci a trebuit să se dispună și sistarea, în contextul în care am preluat un buget la sfârșit de an cu foarte multe probleme și un buget ce a fost adoptat, așa cum știți, în aprilie, urmarea consecințelor adoptării bugetului național, să terminăm o lucrare foarte, foarte rapid. Adică mai pe românește, dacă în 3 ani de zile, aproape, Consiliul Local Vechi, cel care este îngrijorat acum parte din membrii Consiliului Local Vechi, ce aveau majoritatea în Consiliul Local, au pus 3 milioane, noi în 6 luni de zile ar trebui să punem diferența de 7, dar rapid, așa ca să nu avem o problemă.
Mi se pare o chestiune jenantă și cred că este suficient ca dumneavoastră ca presă să aveți toate datele legate de partea tehnică ca să realizați că mi se pare absolut o ipocrizie ce se întâmplă în momentul ăsta. Concluzia. Dacă cineva și-ar fi dorit cu adevărat ca acest obiectiv să fie terminat, ca această dotare în speța aparatul să ajungă, s-ar fi grăbit câtuși de puțin să construiască buncăru. Nu s-a întâmplat. 2. Informațiile legate de suma cea vehiculată în conferința de presă PSD, noi nu le avem pe acestea. Și 3. Așa cum am făcut-o și în Consiliul Local, vă garantez că acest aparat e prin sprijinire pe fond pe CNI, e prin Banca Mondială, va ajunge la Ploiești, pentru că de asta o să terminăm o investiție pe care o avem la Spitalul Șulet și ploieștenii vor beneficia de lucrul ăsta. Despre ipocrizie nici măcar nu vreau să comentăm foarte mult, pentru că am putea să vorbim zile întregi. O să vă rog să-mi permiteți să dau cuvântul și domnilor viceprimar. Domnul viceprimar, vă rog. Bună ziua, vă mulțumesc mult că ați venit la această conferință de presă. În primul rând, aș dori să reiterez faptul că nici de cum acest proiect nu a fost abandonat. Din contră, ne dorim foarte mult să finalizăm acest proiect și vom găsi toate resursele necesare și pârghile pentru a finaliza acest proiect. Deci, sunt analizate mai multe posibilități de cofinanțare și de redeschidere inclusiv a acestui proiect prin fonduri de la Banca Mondială. Proiectul, într-adevăr, sursa de finanțare de la Banca Mondială era valabilă până la sfârșitul anului 2020, a fost extinsă la cererea noastră până în martie, însă, din păcate, lucrările fuseseră neîncepute la timp, se știa de acest proiect din 2017, însă lucrările la buncăr, nu, la construcție, nu au fost demarate. Era imperativ să fie terminate aceste lucrări pentru a putea lua echipamentul. Însă, repet, nici de cum acest proiect nu s-a renunțat la el. Noi mergem înainte cu acest proiect, știm cât de important este să avem un centru de radioterapie în Ploiești și vom finaliza acest proiect. Domnule viceprimar, mulțumesc. Cred că domnul primar a sintetizat foarte bine toți pașii care au fost sau n-au fost făcuți în trecut în ceea ce privește acest proiect. Aș vrea doar să spun că ar trebui să stăm aici 2-3 ore ca să ne vorbim, așa cum spunea domnul primar, despre ipocrizie. Și aici aș vrea să mă refer la sumele de bani pe care vechea administrație le-a lăsat ca datorii către diverse alte entități. Aici aș putea să mă refer, dar nu o să fac un simplu detaliu, la dezastru de la Clubul Sportiv Municipal, de exemplu. Aici aș putea să vorbesc despre maniera în care s-a asfaltat într-un cartier într-un mod pompieristic și absolut într-o manieră de păcăleare a electoratului, nu? Pentru că urmau alegeri și mă refer aici la Medica Apostol, cartier în care mai nou pierdem mașini de gunoi pentru că atât de mari sunt găurile din asfalt. Sunt cu totul de acord cu colegii mei că acest obiectiv va fi realizat în Ploiești, în ciuda temerilor nejustificate ale colegilor consilieri de la Partidul Social Democrat sau de la Pro-România, pentru că și acolo avem domnul Ganea, care este absolut responsabil în calitatea sa de viceprimar PSD și de consilier în mandatul trecut de pacii greșiți făcuți în trecut pe acest proiect. Deci dacă îmi permiteți, logica este foarte simplă. Toată dotarea legată de acest proiect era în directă concordanță cu terminarea buncărului. Ca să termine o investiție și este la o, mergând pe o logică simplă, înseamnă să o și finanțezi. În 3 ani de zile niciodată n-ai finanțat lucrul ăsta sau l-ai finanțat la modul 6.500 de lei. Adică un telefon mai performant.
Și după 3 ani de zile, când știi lucrul ăsta și când apare o problemă, în loc să vii și să oferi tot suportul pentru ca noi cu tot să beneficiem de ceea ce înseamnă buncăl de radioterapie cu dotarea lui și să găsim soluțiile pe niște probleme pe care nu actuala administrație le-a creat, vii într-o conferință de presă să vorbești orice inepție, se pare jenant și degradant. Nu am încercat de la, sau din momentul în care am preluat mandatul, nu am încercat decât să sugerez domnilor consilieri, indiferent de partidele politice din care fac parte, să încercăm să facem administrație și nu politică. Ce să fac? O conferință de presă în fiecare săptămână să vă spun ce am găsit pe aici? De ce credeți că au făcut conferința de presă? Ok, omul spune minciună. Eu nu știu. Nu, omul spune minciună când are un motiv să o fac. Se întâmplă ceva, sunt dosare deschise, e vreo anchetă, adică ceva a făcut fazanul să zboare pe când. Fido, nu știu să spun lucrul ăsta. Eu în momentul ăsta habar n-am de ce, ce și cum, în contextul în care domnul Botez a solicitat o informare în Consiliul Local pe care a avut-o. Ba mai mult în Consiliul Local, în luarea de cuvânt, a spus că eu înțeleg că nu este o problemă actuală a administrației, nu înțelegem de ce nu s-a spus înainte. Domnule primar, să vedeți, a schimbat firma care lucra acolo? Ați adus pe cineva? Nu. S-a schimbat vreo șmenozeală? Nu s-a făcut vreo plată? A fost nu. Cineva concediat? Se cumpără alt aparat de la alt furnizor? Care motivele sunt de genul ăsta? Stai un moment, pare că nu înțelege. Care aparat? Aparatul este dispus și făcut prin... Generic, da. Păi, nu există nimic. Ba mai mult, există o solicitare corectă procedurală în Consiliul Local, în ședința ordinară din februarie, dacă nu mă înșel, nu din martie, iar în aprilie s-a răspuns documentat pe fiecare pas în pas, în parte, vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat. Moment în care cel care astăzi face niște acuzații uită și ne spune, stați așa un pic, că n-am înțeles ce. Nu, n-am înțeles eu de ce s-au pus 6.500 de lei. N-am înțeles deloc. N-am înțeles de ce s-a renunțat la 4 milioane de lei. Există o adresă din partea Ministerului Sănătății prin care se precizează în termeni foarte clari că nu va mai exista o astfel de finanțare? Nu, noi nu avem așa ceva. Păi, în momentul ăsta eu nu sunt în cunoștință de așa ceva. Doar vă spun că lucrurile sunt legate de construcție, iar construcția a avut niște deadline-uri pe care noi nu aveam cum să le punem în practică. Care este stadiul fizic al realizării investiției? Din punctul meu de vedere, în momentul ăsta, cred că undeva în jur de 60%, dar atenție, iar este o chestiune pe care nu o putem opri. Acel bunker se va face, acel aparat se va lua. Punct. Și va fi în dotarea sanitară, medicală a Ploieștiului, a Spitalului Șurel, de care vor beneficia ploieștenii. Punct. Din nou lucrul ăsta a spus răspicat în ședința de Consiliu Local. Eu am întrebat pentru că experiența arată că politicienii fac scandal când au un interes. Interes politic nu avem, când avem alegeri. Deci rămâne doar interesul financiar. Și la interesul financiar, lucrurile se întâmplă așa când se schimbă o plată, un furnizor. Când... Iar eu v-am răspuns foarte clar. Nu s-a schimbat nicio plată, nu se schimbă niciun furnizor. Există același contract pe care nici măcar nu l-am stabilit. La motivul. Nu. După părerea mea este o chestiune aruncată așa, la modul interesant. Să mai facem și noi conferință de presă? Nu știu, nu e problema mea. Problema mea este totuși dacă cei responsabili și-ar da plecați pe acest subiect în 2019-2020 nu prea și-au ratat deschiderea. Problema mea este cum v-a explicat totuși, cu tot respectul pentru dânsul, domnul consilier, liderul consilierul PSD din majoritatea 2016-2020, că și-a făcut o adresă pe care a spus consilierul de cea, nu avem nevoie de banii noștri. Ok, sesizați vreo încălcare a legii în hârtiile studiate până acum? Nu. Sesizez pur și simplu un dezinteres total în care deodată ca să devenim interesanți, venim și spunem așa, ce n-am făcut noi 2018-19-20, dar de ce n-ați făcut voi în 6 luni? Ar putea fi o legătură cu Congresul PNL? Congresul PNL? Următoarele demersuri pe care le aveți în partid se reașează liderii la masă.
Nici măcar vor să arătați rău în contextul sau vor să... Cine să arate rău? PNL Prahova. PNL Prahova arată bine, PNL Plăște arată bine. Păi nu văd că... legătura, cu tot respectul, administrație. Da, eu am înțeles că dumneavoastră încercați să găsiți mobilul, nu l-am nici eu. Nu l-am nici eu, eu v-am spus cum sunt datele. Date care au fost prezentate. Eu mă gândesc că e o chestiune de genul ăsta. Ce aștept e mai multă conlucrare și măcar respect pentru niște lucruri pe care l-au ratat. Pare că nu. Am spus, eu nu o să mă apuc în momentul ăsta ca răspuns la nivel politic să încerc să fac o conferință de presă în fiecare săptămână să povestesc nu știu lucruri. Pentru că așa cum am promis clar în momentul în care am candidat, este să rezolv problemele, să fac administrație. Restul, cine se ocupă de lucruri de genul ăsta să le facă. Dar realitățile tot astea sunt. Rezolvarea... Este jenant să mergi în fața unor ziariști și în fața presei și în fața opiniei publice să spui cât de aplecat ești după acest fenomen în contextul în care oricine știe că în calitate de consilier poți să faci un amendament și să spui, dacă tot mă interesează lucrul ăsta și construirea bunkerului este legată de rapiditatea cu care vine aparatul, care ce face? Face, încearcă să sănătoșească niște oameni, pe care de consecință sunt absolut de acord să punem 6.500 de lei în anul 2019. E jenant. Și e jenant ce s-a întâmplat astăzi. Și eu cred că undeva în interiorul habar n-am emoțional acestor domni, lucrurile sunt așa. Este jenant să vii să spui vreau să construiesc cât se poate de repede să fii interesat de lucrul ăsta, pe care de consecință renunț la 4 milioane de lei pe care le dau înapoi Consiliul Județean. Consiliul Județean care mi-a spus, păi și eu vreau să mă implic la proiect, că slavă Domnului cineva a constatat că proiectul face parte din județ și 4 milioane vă dau, după care revoc hotărârea și vi iau, pentru că mi-a solicitat lucrul ăsta liderul PSD din Consiliul Local. Iar în următorul an, în loc de 4 milioane, au ajuns la Roma. Vă rog să nu mă credeți, să verificați. E jenant să finanțezi 30% dintr-o investiție, după care să te întrebi de ce nu s-a terminat. În momentul de față, spuneți că dumneavoastră deja vă gândiți la rezolvarea unei acestei situații. Fac asta cum de prima clipă în care am intrat în acest mandat. M-am gândit cum reușim să asigurăm în continuare subvenția și furnizorul de căldură, când am primit 21 de milioane de lei datorii. Mă refer la acest am înțeles centru. Am spus și prin finanțare pe Banca Mondială și prin orice formulă prin care bugetul local să suporte mai puțin, da? O finanțare a ceea ce înseamnă aparat. Dar atenție, noi ne chinuim și punem banii într-un buget pe care cu toții îl intuim că nu este chiar roz, ca să terminăm odată clădirea asta. Ce repet, în 3 ani de zile a fost finanțată 30% din valoarea pe care ei au stabilit-o, nici măcar noi. Din 10.450.000 de lei stabiliți în conformitate cu contractul, au reușit să finanțeze în 2 ani și ceva 3 milioane. Și acum reușesc performanța să ne întreb, dar cum, nu-i gata? A existat o corespondență cu Ministerul Sănătății pe această temă? Să facem ce cum este? Legat de finanțare, dacă poate fi prelungit. A spus că a existat o prelungire până pe 31 martie. Problema este că cine putea să prevadă, e evident că la două luni de zile după ce ai primit la mandat, nu ai la sfârșit de buget, cum se termină o lucrare de 7 milioane de lei. Repet, în contextul în care ai 21 de milioane de datorii numai la un furnizor. Nu vin să vorbesc de rest. A doilea lucru este că sunt niște lucruri care au fost independente de dorința noastră și o să vă spun de ce. Pentru că nu noi am decis când s-a votat bugetul național și când am putut să ne votăm noi bugetul. Și chiar și așa, eu nu sunt ipocrit. 7 milioane de lei. Noi ar fi trebuit să punem în 6 luni de zile, cu datoriile pe care le cunoașteți că s-a vorbit de lucrul ăsta, cât au pus ei, sau de două ori mai mult decât au pus ei în 3 ani. Asta este concluzia. În ciuda analizei, toate aceste informații, evident că vor fi sau sunt către ploieșteni. Veți solicita sprijin Consiliului Județean? Da. Fără discuție, da. Aici sunt alte comentarii pe care noi o să le facem, pentru că până la urmă bugetul este votat al Consiliului Județean. Ceea ce este foarte clar și respicat, pentru că de fapt ăsta este mesajul, nu o să intru într-un joc politic jenant.
că administrativ nici măcar n-au cum să-l ducă unii. Deci, repet, administrativ să-ți povestească, în 3 ani de zile au pus 3 milioane și se așteptau ca în 6 luni să pună ceilalți 7, pe un buget în care 2 luni de zile, deci noiembrie și decembrie, buget făcut de către ei, n-are rost să-l purtăm. Simplu și sec. Dragi ploieșteni, buncărul se va termina, aparatul va veni și cât se poate de repede se va beneficia de lucrul ăsta. Alții vorbesc, noi facem. Există finanțare în 2021 pentru o astfel de lucrare? Spuneți că... Da, bineînțeles, dar sunt finanțări. Deci în momentul ăsta, dacă Rumoșeni, avem în jur de 6 milioane deja puse. Și un termen de finalizare? Asta ținește constructă și vă mai spun un lucru, să dăm un termen de finanțare, depinde de recepții. Ne jucăm. Ce se întâmplă în momentul ăsta în primăria Ploiești este cu totul și totul altceva decât ce s-a întâmplat înainte. Sunt recepțiile, nu sunt lucrurile în regulă. Atunci pune-le în conformitate. Pot eu să știu? Cu cât e mai repede, cu atât e mai bine. Între timp, în schimb, ne interesăm și de modalități de finanțare extra buget local și le vom găsi. Iar din punctul meu de vedere, undeva sfârșitul anului ăsta ne va prinde cu acest obiectiv cu care unii se lăudau și leșinau prin campaniile electorale și înțelegeți exact ce spun, terminat și de care ploieștenii să beneficieze. Aparat, dar în momentul în care, iertați-mă, a trebuit să avem cu toți o reacție, la un dat ne gândeam că nici măcar n-ar rost să o avem, dar totuși am decis că trebuie să avem o reacție. E jenant, vin și spun oricăreia dintre dumneavoastră, doamne, de ce nu ai rezolvat probleme în 6 luni, când eu în 3 ani de zile n-am făcut nimic? Sau mă rog, am făcut 30% din ce trebuie. Oamenilor ăștia au trebuit un an de zile să facă un studiu de fezabilitate. Pentru că se grăbeau la un obiectiv important. L-au descoperit acum. La momentul în care aparatura va ajunge în buncăr, nouă ni s-a spus că ar mai dura încă un an până să poată fi pornită? Nu. Discuția este câteva luni, o lună, două, din informația mea, ca să o calibreze, să o verifice, să... Nu o problemă pe care noi o rezolvăm între timp. Aduci un aparat, dar cine îl folosește? Deci noi încercăm, prin ceea ce înseamnă ce au de la Schuller și toată zona respectivă de medici, să avem în momentul în care a venit aparatul și medici și cadre medicale care să poată folosi corespunzător aparatul, că degeaba îți aduce cineva un telefon nou și te uiți la el, că nu știi să-l deschizi sau să-l folosești corespunzător. Și atenție, nu e vorba de un telefon, e vorba de un aparat care are niște reacții pe corp într-un context total neplăcut. Nu veți ocupa din timp de treaba asta, de atragerea medicilor? Știu că vorbeați la un moment dat... Deja se discută pe lucrul ăsta, ce au de astăzi de la Schuller a fost în acest sens. Probabil că vineri când va fi nou și aceea va fi o discuție în sensul ăsta, dar era clar, pașii noi avem stabiliți. Numai că real. N-am cum să mint să vă spun. Nu se poate. Să pui în 6 luni... Da. S-a mai discutat și chestii legate de bani? Eu tot caut motivul. Nu. A rămas cineva fără șuncă în fasole, s-a întâmplat vreo... Aveți un stil foarte greu, vă spun că nu. Și la frigel. Nu, n-are nicio... Chiar nu înțeleg. Mi se pare că de fapt a fost... Domnul primar. Trebuie să spunem și noi ceva. Vorbiți de finalizarea buncărului, dar totuși, aparatul, cu ce finanțare? De unde vor fi bani pentru a achiziționa aparatul? Simplu. Spuneți? Bugetul local o variantă, la fel de simplu. Posibilitatea PNCNI să ne finanțeze aparatura, la fel de simplu. Posibilitatea pe Ministerul Sănătății, la fel și de simplu. Și s-a făcut vreun demers în sensul ăsta? Asta facem, noi încercăm să facem și facem toate demersurile să vedem ce putem obține. Care e valoarea unui astfel? Undeva în jur... Ce știm noi, că unii lansează niște cifre pe care noi nu le avem, de exemplu 2.500.000 de euro, nu știu de unde e venită această cifră sau găsită această cifră. Discuția noastră, ultima noastră discuție, este că aparatul este undeva în jur de 1.300.000 de euro. Poate e vărțărea cu 21. Poate era trecută în documentația de la minister, nu? Nu știu, nu. Doamne, eu nu, acum suntem într-o chestiune în care da. Vorbim de lucruri foarte serioase. Nu știu care e motivul, nu știu de ce.
Nu știu de ce se vorbește așa, nu știu de ce niște oameni care știu că sunt responsabili foarte clar de întârzierea construirii acestui bunker care stă la baza aducerii foarte rapid și încadrării într-un termen pentru a aduce rapid aparat. Habar n-am. Până nu este logic și ceea ce întreabă, ceea ce întreabă colegul noastră. Așa stau lucrurile. Și nu stau lucrurile care povestim noi, stau lucrurile pentru că mapa aceasta, asta aveți toate date. Inclusiv adresa de la Ministerul Sănătății prin care se precizează că termenul pentru finalizarea bunkerului a expirat sau... Nu există un termen pentru finalizarea bunkerului, există, era termenul pentru acea linie, acel program, a fost un program, el are o perioadă de timp, ei... Cine a fost la Consiliul Local respectiv trebuia să știe că acel program nu îi ține la nesfârșit. Nu te așteaptă 20 de ani să termine o lucrare. Pe care nu o finanțezi. Acel program avea un termen stabilit. Când ați descoperit adresa domnului Gane? Acum după conferință sau înainte? Acum cinstit nici măcar nu m-am chinuit. Eu nu stau să caut adresele domnului Gane, sesizările domnului Botez sau ale PSD-ului. Dar dacă trebuie să ne ocupăm și de lucruri de astea, să vedem cam cum s-a ocupat, nu face. Ultimul meu gând este să stau să dezbat politic. Ultim. Și cred că am făcut proba asta în 6 luni de zile. Mă știți cu toți. Pot să fac și eu conferință de presă la partid, pot să spun și eu foarte multe. Nu, asta este logica. Logica este cum, ferească Dumnezeu că asta nu doresc nimănui, cineva, ploieștenii care au nevoie, sper din ce în ce mai puțin, sau câțiva de puțin, să beneficieze de acest act medical. Asta e ce mă interesează. Restul putem să scoatem la adrese, la hârtii și la... să facem o conferință de presă în fiecare zi. Pentru ce? Ajută pe domnul Popescu de Păcătinei 13? Nu. Suma prevăzută în 2021 pentru bunker care cred este? Cred în momentul ăsta că fără... pentru că toate sumele sunt estimate un pic mai puțin. Cred că în momentul ăsta este undeva în jur de 5 sau 6 milioane, dar Alina, te rog eu frumos, Mădălina, 5 milioane, parcă 5 milioane și așa, din cele 7 necesare. Repet, cu posibilitatea oricum să rectifice, pentru că joaca la nivelul rectificărilor și acest instrument este la baza oricărui proiect. Dar în momentul ăsta, dacă mă știu, da, 5 milioane, 5 milioane pentru buncă. Noi am pus, am prevăzut, zice că noi am pus de două ori mai mult sau mă rog, aproape de două ori mai mult decât au pus ei 3 ani de zile. După care ne întreabă de ce să următoare? Poftiți? Vă așteptați la alte atacuri? Doamne ajută! Cu nerăbdare, pentru că de fapt de drept atacurile astea o să răspundă administrația. De asta și suntem aici așa. Prin lucruri constructive pe care o să le facă și în timp ce unii dau de gură și ne povestesc și n-au făcut 8 ani de zile, conducând fie direct executivul sau consiliul local, fie indirect, noi să facem lucrurile. Dacă puteți, nu vă deranjează. Vă rog. Vă rog să vă aplicați în continuare asupra probleme, pentru că încerc să înțeleg. S-ar putea ca în cadrul acelei linii să te trebuiască cumpărat un aparat cu 2 milioane jumate de undeva. Faptul că l-ați luat, e nasol. Adică mai l-ați prin hârtie. Nu să-l luați după aia cu 1.300.000. Ce iați? Ne facem de cap. Am înțeles. Adică uitați-vă pe hârtie, că sigur e ceva pe acolo. Am înțeles. Sau luați-vă cu 3 jumate. Mulțumesc, mulțumesc pentru asta. Încă o dată, vă rog. Legat de proiectul spitalului și poate de urgență, locația acestui buncăr, v-am pus ca un portăr și ești mă arătat. N-are nicio legătură. Dumneavoastră știți foarte clar, buncărul este la spitalul Șură Rămâne. N-are nicio legătură. N-are nicio legătură. Se poate folosi fără nici mai mică problemă. Spitalul se face acolo unde am spus, deja puzurile sunt pregătite, sau puzul este pregătit. Ați văzut că pe CNI am intrat pe lista scurtă. Începem să lucrăm. Deci nu vor fi nevoie pacienții să meargă la unde este situația. Vor fi niște lucruri total diferite. Da. Vor fi niște lucruri total diferite. Deci nu despre asta este ideea și să te încurce în ce sens. Acum haideți să o luăm pe logică. Un spital pe care le estimăm la 450 de locuri, care să fie spitalul de pediatrie unit cu spitalul Schuller, deci municipal, și niște secții în plus, niciodată n-ar fi putut să fie făcut acolo. Adică la Schuller. Niciodată. Și atunci locația era obligatorie să o găsim și am găsit-o. De ce s-a început sau nu un astfel de proiect, nu mai are în momentul ăsta nicio relevanță.
Singurul relevant și de transmis este că îl vom duce până la capăt, că îl vom finanța, că vom avea aparatul, eu cred. Adică tot într-o conferință de presă sau printr-o informare a presei că vom găsi sursa financiară care să nu fie neapărat bugetul local. Și despre lucruri, restul lucrurilor de care m-ați întrebat, vă promit, vă promit că mă interesez. Mulțumesc mult de tot, dar asta este clar concluzia. Sigur, mergem până la capăt cu el, sigur găsim finanțarea să facem acest obiectiv sanitar. Mulțumim! Mulțumim!